De mai bine de 2 ani, turismul pe Dunăre ocupă primele locuri în preferințele turiștilor străini. De la un sezon la altul, numărul persoanelor care ne vizitează țara este în continuă creștere. Sezonul turistic pe Dunăre în 2014 va debuta pe data de 23 martie, cu o lună mai târziu față de cel din 2013 și se va încheia pe 24 noiembrie. Nava ce va ajunge prima în portul Giurgiu va avea la bord peste 100 de turiști și face parte din seria vaselor noi de ultimă generație. Sezonul turistic din 2014 debutează pe 23 martie cu prima navă ce va ajunge la noi în port, Viking Aegir. Este o navă de pasageri nouă, modernă, vine de pe linia de sus dinspre Viena și va opri la noi în port pentru debarcare turiști, pentru vizită București, după care își va continua drumul. Deși sezonul de anul trecut a debutat în luna februarie, când temperaturile au fost ridicate pentru acea perioadă a anului, nu s-a înregistrat un număr de acostări ale navelor de turiști foarte mare. Anul acesta, aproape 300 de nave cu turiști sunt înregistrate în acest sezon să acosteze numai în portul Giurgiu. Sezonul de anul acesta, dacă vom avea și ape pentru care să permită trecerea, este un sezon mai bun decât anul trecut. Avem preconizate 296 de acostări numai pe portul Giurgiu, cu condiția ca în vară să avem ape prielnice și să nu avem probleme cu pragurile. Potrivit șefului Capitaniei Zonale Giurgiu, în ultimii 2 ani, turiștii americani sunt cei interesați să ajungă pe plaiurile mioritice.